Bine mă găsit la un episod, n-am mai făcut de ceva timp un episod pe Adesa în care să vă prezint diferite mașini ce sunt puse la licitație în momentul actual și să vă arăt cam care e treaba cu taxele, cam care e treaba cu mașinile la ora actuală, cam ce mașini sunt la vânzare, cam ce prețuri au și așa mai departe, așa că am zis că este momentul și am selectat o mașină care este destul de interesantă după părerea mea, și o să vreau la finalul clipului să lăsați și un comentariu să-mi spuneți dacă după părerea voastră merită banii, dacă după părerea voastră arată bine, dacă se prezintă bine la rulajul pe care îl are, pentru că probabil vedeți și voi că mașina are 514.000 de km și este un Audi A7 3.0 diesel, motorizarea fiind cea cu 245 de cai putere, iar prețul actual în licitație este de 10.250 de euro. Bineînțeles, Următoarea ofertă pe care o poți face este de 10.500 de euro, iar cu taxele de licitații, costuri specifice țării și așa mai departe, ajungem undeva la 11.055, plus transportul care e undeva la 400 și un pic de euro, plus TVA. Asta se adaugă la final. Mă rog, irrelevant. Deci, avem un Audi din 2012 la final, de Italia, care are nici mai mult, nici mai puțin de 514.000 de kilometri și după părerea mea arată bine. Ăsta este un exemplu clar, o dovadă vie fapt a faptului că motorul de 3 litri diesel este foarte rezistent cel din grupul VAG. Într-adevăr știu că la noi în țară mare majoritate caută 2.0 pentru că impozitul la 3.0 este destul de mare, însă nu poate nimeni să uh, nege faptul că motorul de 3 litri diesel este foarte fiabil, e mult mai rafinat, este mult mai puternic, cuplu mai mare și așa mai departe. Este lesne de înțeles faptul că un 3.0 diesel în timp este cu siguranță mai rezistent decât un 2.0. Și susțin și o chestie asta, chiar dacă am 2.0 diesel, chiar dacă doar că pentru ce am nevoie drumul lung și așa mai departe, un 3.0 nu m-ar avantaja din anumite puncte de vedere. A7 oricum e o mașină foarte frumoasă, e o mașină care atrage priviri și după părerea mea mașina asta, mai ales de Italia, pentru că în general mașinile pe Italia sunt mai muncite, sunt mai zgâriate, sunt mai prozvopsite eventual. Dar de obicei sunt și ceva mai ieftine, însă am luat mașini de Italia care au fost în stare bună și luate la preț bun adică nu e o regulă. Ca și echipare, mașina vă care padele, în spate nu știu dacă asta foarte multă lume, dar arată foarte bine și în spate. Personal, nu se văd kilometri pe ea, deși totuși e vorba de jumătatele milioane de kilometri. Are încălzire în scaune, este automat, are navigație mare, are senzor de parcare, din ce văd acolo, comenzi pe volan, mă rog, e una 7, adică totuși nu puteai să-l iei 514.460 de km, ca și erori văd care senzorul de presiune pneuri și lichid de parbriz, nu văd check engine aprins, prins, deși de obicei ca să fac o mică glumiță, așa îți dai seama dacă mașina ta din grupul VAC funcționează în regulă tot în parametrile ca aici ce a prins. Văd care și climă în spate, bine, nu are încălzire în banchetă, dar are climă, scaunele nu sunt folosite electrice, are doar reglajul ăsta pentru lombar sau cel puțin cel din dreapta, poate cel de la șofer este, probabil este și 4. Singura uzură vă fi puțin zgâriată pe aici, dar totuși e vorba de jumătate de milion de kilometri. Încă o poză la padele, poză la climă, senzori, butonul pentru aileron, pentru a scoate ESP-ul și start stop -ul. Da, după părerea mea, aici văd că mai au zgârietură, dar totuși, da, și aici e puțin casca scaunul, dar totuși este vorba de jumătatele milion de kilometri și sunt de părere că este foarte probabil că mașina asta să ajungă într-o țară precum România, Bulgaria, Ungaria sau într-o țară unde de obicei ajung uh, mașine din țările mai civilizate, sunt întinerite, se dau kilometri înapoi pentru că la mașina asta personal cred că nu ai ce să-i faci la modul pe eventual poate să reparți ca unul ăla. În rest, sunt de părere că mașina asta arată maxim 250.000 de kilometri. Totodată, ca o mică paranteză, în cazul în care vreți să verificați istoricul unei mașini, pe baza numărului de matriculare, ăsta este numărul de matriculare de Italia, există un site, o să-l cauți și o să vi las în descriere, iar dacă vreți să verificați în baza seriei de șasiu, o să vă las seria și în descriere, puteți verifica pe care vertical, aveți în descriere link cu 15% la reduce la fiecare raport, nu îmi pare să o fac reclamă agresivă, însă prin intermediul acelui link și eu o primesc un comision și voi primiți o reducere. Asta ca o mică paranteză. Deci, după părerea mea, mașina arată foarte bine la 500.000 de km. Volanul există urme de uzură, dar nu sunt extrem de mari. Singura urmă pronunțată de uzură, să zic, ar fi aici la scaun. În rest, nu mi se pare o uzură foarte, foarte mare. Bun, vorbim despre preț. Să zicem că s-ar încheia licitația la 10.500 de euro, unde s-ar adăuga taxele de licitație și transport plus TVA. Adică s-ar duce undeva la vreo 14.000 de euro. Ideea e că i au dat o șansă mare de 12.500 de euro, nu cred că va ajunge la prețul ăsta, mai ales fără TVA și toate cele. Există 3 zile în care vânzătorul va hotărâi dacă va vinde mașina sau nu. Personal, dacă are kilometri ăștia și se va oferi o sumă peste cea actuală, cu siguranță există șansă mari să accepte. Din păcate nu sunt review-uri, adică probabil este o firmă mică, de asta se și vinde și fără TVA sau este o persoană fizică ce a ținut mașina pe firmă și probabil de asta se vinde fără TV acum. Personal n-aș da banii pentru că sunt kilometri mulți, dar am văzut în țară a 7 la 13-14.000 de euro configurație cam ca asta și tot așa avea 350-400.000 de kilometri pe grupul ăla de țepare autului pe Facebook și toată lumea era la modul pe ce vrei la bani ăștia. Păi, într-adevăr, ăsta este încă un exemplu că nu ai cum să-ți iei 7 care totuși e un vârf de gamă la Audi și care totuși a costat ceva de nou, să 2012-2013 cu niște dotări ok, nu zice nimeni să iei cu sistem audio de top, cu toate rotările posibile la 10.000, că nu ai cum, totuși e una 7. Personal, mașina asta și dacă ar vrea cineva să o ia la comandă, curiozitatea mea ar fi cât de bine merge la kilometri ăștia. Și tind să cred că totuși, cu privire la motor și cu tie cred că nu sunt probleme. În rubrica de daune sunt trecute strict zgrieturile, jantele zgriate așa și mai departe. După cum ziceam este și 4, o seria de șasiu este aici și o să vă las un în descriere. Totodată clipurile astea sunt făcute oarecum pentru a încerca să protejez clienții de la noi din țară, pentru că eu vă las numărul de matriculare care se vede aici și îl puteți verifica pe site-ul It de Italia de ITP, ultima reviziune, ceva de genul se numește. Bași numărul de matriculare, ți se arată ultima revizie a mașinii și cred că putem chiar să verificăm chestia asta foarte simplu. Dacă mi apare aici, Cred că dacă îl căutați așa cu siguranță o să vă apară, exact, uite-l aici. Deci puteți să căutați pur și simplu pe Google, după care selectezi autovehicul, aici este numărul de matriculare, codul din poza respectivă, ca să facem totul. Și avem N218, 218, dacă nu mi le așa trebuie să-l scrii cu litere, dar da, n-ar fi asta o problemă. Bun, și ultimul ITP a fost în 2019. Deci acum 2 ani de zile și ceva, la 466.000 de km. Deci, într-adevăr, pentru a afla istoricul la acest Audi A7 a fost nevoie doar să intri pe Google, să cauți portalul ăsta automobilistic, să zic, din Italia, să bagi numărul de matriculare și uite așa afli când l-a avut ultimul ITP, ce kilometri a avut atunci. A fost o revizie de regulă, adică nu a fost ceva, nu știu, pentru taxi sau habar, n-am oricum pare, genul de mașină care a fost folosită pe uz normal. Și nu arată rău. Adică, cred că singura chestie ar fi aici pragul ăsta atins, sau cel puțin așa se vede. Pentru că în partea asta nu se mai vede sau așa bate lumina. Dar în rest, butoanele, volanul, interiorul, nu arată kilometreștea. Și eu zic că există șanse mari ca mașina asta să ajungă la noi în țară și să fie întinerită. Singura chestie este că dacă cineva, prin anumite metode, mai puțin ortodoxe, fentează și TVA-ul la mașina asta, are o marjă foarte mare de profit. Și aici este și vina clientelei, pentru că încerc și eu și alții să-i ducăm cu oamenii și să-i face să înțelegem că o mașină, să înțeleagă că o mașină că pe piață este, nu știu, 15, 16, 17, 20000 de de euro și una este 13.000, trebuie să spun ce semne de întrebare, pentru că vânzătorul nu are cum să aibă și profit, să bătească și un transport, și un detailing, și un polish și să mai aibă și un profit după, mai ales că la ora actuală mașinile sunt foarte scumpe în afară, iar cele care sunt la vânzare nu prea se negociază la ele, adică se ține de preț foarte mult și chiar dacă oferi mult pe ea, de mai multe ori vânzătorul nu ți o vinde sau îți refuză oferta pe care o ai tu la finalul licitației, chiar dacă tu câștigi mașina. Așadar, cam așa arată una 7 după 514.000 de km. Vreau să-mi spuneți și mie comentarii dacă ați plătit mașina asta, de ce, dacă nu, de ce. Și dacă voi ziceți că mai merge, eu zic că mai merge oricum, deci motorul din punctul meu de vedere este foarte, foarte bun. Așadar, cam asta este episodul, aștept pe voastră în comentarii, a noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!